Da, tot o doneze. Așa, 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 așa. Am fost ofițer de poliție Olt și astăzi mă număr printre gazdele dumneavoastră alături de colegii noștri de la Compartimentul de Prevenire a Criminalității, care sunt organizatorii acestui eveniment. Vrem să marcăm prin această zi a porților deschise declanșarea săptămânii prevenirii criminalității la nivelul județului Olt, al Inspectoratului de Poliție Județean Olt. Și ne bucurăm să începem cu vizita dumneavoastră. Am înțeles că o parte sunteți clase de la uman, care s-ar putea să îmbrățișați profesia de polițist sau măcar de apărător al legii. Poate juriști, poate cine știe, noi ne-am dorit să fiți polițiști. Și de aceea am vrut să aveți astăzi un prim contact cu activitatea noastră, cu dotarea noastră, să-i cunoașteți pe o parte dintre colegii noștri. Și am să vă rog să vizitați standurile pregătite pentru dumneavoastră astăzi și orice întrebare aveți, nu vă sfiți să o puneți colegilor noștri, ei vă vor răspunde în măsura în care vor putea să facă acest lucru. Această săptămână a prevenirii criminalității și-a propus să vă prezinte dumneavoastră, cetățenilor, eforturile pe care le facem noi polițiștii în vederea reducerii riscului de victimizare, în vederea prevenirii săvârșirii de infracțiuni și prevenirii implicării, inclusiv a dumneavoastră, în mediul școlar, în săvârșirea de infracțiuni. Ne dorim ca mediul școlar să fie foarte sigur, iar dumneavoastră să vă puteți preocupa în continuare doar de îmbunătățirea cunoștințelor dumneavoastră și de pregătirea pentru viitorul dumneavoastră profesional. Vă rog să vedem standardele, poftiți! Mai venim prin cazul la ore și vă supraveghem toate celelalte. Dacă doriți, puteți să luați ce pliante vă interesează. Ăla e cel mai bun, să spunem nu violenței. Nu violența ne face mai puternici. Așa, așa. Ce vreți, băi? Puteți să luați de fiecare câte unul. Dar important să le citiți, le puneți și în practică, să știți. Eu! Așa, aici pe aceste pliante sunt sfaturi. Sfaturi preventive, sfaturi bune pentru voi să le puneți în practică și pentru voi și pentru colegi și pentru părinții voștri să le dați astfel încât să prevenim faptele infracționale, faptele penale, să nu fim victime ale lor. Și eu încerc să vă spun ceva despre nu violența ne face mai puternici. Nimeni nu ne laudă dacă dăm o palmă și nu creștem mulți din mâini, împotrivă, atunci decădem. Da? Și nu trebuie să ne facem dreptate singuri. Avem legislație, avem cadre, avem organe de poliție, avem legi, astfel încât să le punem în aplicare și să vă protejăm. Vreau să vă spun întotdeauna, când vedeți un polițist și aveți ceva necaz, îl primiți cea mai mare plăcere. Unul de rugare și la fete, știu că 1.70. Da. Nu, a fost 1.70 și acum s-a revenit la forma inițială de 1.60. Cei de la... Și la băieți tot 1.60. 1.70. La băieți. Crești, Bobi, crești. Dinții din față trebuie să-i avem pe toți, nu? Știu că așa-s eu condiții. Da, nu poți să apari, și că până la urmă ești reprezentantul legii și nu poți să ai o ținută neadecvată. Mă refer aici și aspect fizic și... Și la vestimentație și ținuta cum este. Dar astea sunt probleme care se rezolvă și... Înainte să ajungeți acolo, treceți pe la un cabinet medical, vi se pune o viză medicală dacă sunteți apți, dacă sunteți inapți. Și după aceea examenul propriu-zis, dacă îl promovați. Da, dacă sunteți interesați, veți accesa site-ul Inspectoratului de Poliție Județean și acolo sunt afișate condițiile pe care trebuie să le îndepliniți. Dacă doriți să urmați această misiune. Da? Pentru nimic. Înainte. Mulți înainte și sănătate multă și ar fi bine să fiți mai atenți voi fetelor ceea ce faceți și ceea ce vă doriți în viață. Pentru că este greu în viață să pornești de mic
la treburi de astea, la copil ceea ce ai făcut copil. Tu, da, copil cu copil. Ceea ce faci tu nu prea este indicat. Mă rog, fiecare este cu viața lui cum consideră. Ar fi bine să aveți grijă cum vă alegeți prietenii și anturaj. Dacă vreți să le răzați ceva în viață, ar trebui să vă gândiți mai bine cu două ceea ce faceți. Și de preferat să ascultați părinții, că de obicei părinții, să zice, e cel mai bun prieten. Nu întâlniți la el un sprijin, îndrumare, mergeți să vorbiți cu cadrele didactice. Nu cred că un profesor, un director va avea rău sau va îndrumba greșit. Nici acolo nu găsiți înțelegere, puteți să veniți la noi. Cu toate că voi toți să auziți, prieteni, pe cei mai mari, domnule, nu aveți încredere în poliție, că ăștia sunt niște oameni, ăștia nu știu că să sancționeze, să ne facă dosare, să ne bage în pușcărie. Nu, să știți. Noi luăm măsuri decât împotriva celor care încalcă legea. Cei care o respectă, cei care sunt obicioși, să știți că îi ajutăm. Și chiar încercăm să le fim prieteni apropiați. Dar asta depinde numai de voi. Întrebări ce aveți să ne puneți? Eu vă mulțumesc, vă doresc mult noroc. Apoi să folosește masca să intre în încăperea respectivă pentru a extrage pe față. Asta e o fumigenă? Asta tot. Asta tot cu... Nu, este... Care e de la asta se trage cu asta de... Pistolul panzer. Se trage la distanță mai mare. E rachetă de sinalizare. Asta sunt multe cauciuțe din jocul, ce pot să urmă, da? Asta nu are, asta nu moare, nu e letală, dar este neutralizare. Nu-i pune viața în pericol, dacă trage cu asta viața, are de cauciuțe, da? Pe cât aromatizează. Ray Minton, care ați auzit de renumita firmă de arme, da? Puteți să luați tot afel la fel, să țineți în mână fără nicio problemă, să vedeți cam cum este. Este o armă letală. Este grea, doamne. Nu, iar așa este o... Să-i vedere totdeauna când vedeți ceva, nu? Nu contează. Nu contează că e înjurgată, că e descălcată. Accidentele așa se produc. Din joacă, din neatenție, iar dacă în alte privințe că ați luat o notă mică, se mai poate, dar aici nu. Iar aceasta este o armă de panoplie. Deci o armă de panoplie. S-a încercat reproducerea unei arme din anii 1800. La fel ca și pistolul, există riscul ca cineva să o poată aduce în stare de funcționare, poate exact. La fel, puteți să puneți mâna pe ea, să vă uitați la ea. Păi ce vă certați? Mai zi. Păi a spus, da? Păi chiar așa reprezintă băieții o problemă? Nu, da. Una se îndrăgostește, cear... Cine se ia? Băieți. Aolo. Da. Păi de ce? De ce? În loc să vă protejeze că sunteți... Mici. Păi da, mici și ar trebui să fiți și cu mici, nu? Și voi ce faceți când acești băieți se iau de voi? Spune la părinți. Păi, prima dată ar trebui să mergeți la doamna sau domnul profesor, da? Că acolo, în incinta școlii, ei vă reprezintă, da? Domnii profesori. Da. Păi și care ar fi cauzele? Sunt violenți cu voi sau? Conflicte. Totodată, da. Cum? Ce? Cum se manifestă? De ce sunt violenți? Ce vi s-a întâmplat? Au! Ui! Așa? Așa din felin nu cred. Nu cred. Da, doamnă. Bine, uite, o să venim la voi la școală și... Să luăm legătura cu doamna dirigintă. Și doamna cu care ați venit este doamna dirigintă, nu? Nu, este doamna de română. Doamna de română. Nu e. Și o să veni să dezbatem aceste probleme mai pe lată. Până atunci studiați aceste pliante și trageți învățămintele necesare, da? Bine. Ușa la cineva? Nu, eu înainte mă uit dacă trebuie. Și dacă spune că este de la gaze sau de la doamnă de electricitate? Nu, eu nu deschid, dacă nu e mama și tata. De
Eu deschid cu buta lângă mine. Și cu cheia și cu buta. Da, da, da. Rămâne cu buta. Îl vezi cu buta din plus. Buta. O jucărie din plus. E una din ea. Dar nu vreau să deschide. Nu vreau să facă polițiști. Ia să vedem. Vreți să o faceți? Mai mult fetele, ia. Ia să vă. Așa, ce ați înțeles voi când ați venit aici? Ce v-au spus domnii polițiști? Cine știe să ne spune nouă? Că noi nu știm. Cine? Vrei tu să ne spui? Ia. Domnii polițiști mi-au spus că orice ar fi, dacă ne întâlnim cu un polițist și avem o problemă, să-i spunem de acea problemă, că el ne va ajuta. Deci orice problemă o aveți voi copii, da? Da. Foarte bine. Altcineva? Ce-a mai înțeles? Altcineva? Cine mai vrea să mai spună ceva? De ce credeți voi că noi avem ziua porților deschise? Este săptămâna prevenirii. Uitați-vă la cameră, hai. Ia să vedem, uite, ne aici și vă spuneți, da? Ce crezi? Da. Eu cred pentru că ca să ne îndrumăm să nu facem faptele. Asta crezi tu. Ia, fetele, voi ce credeți că de ce credeți că v-au chemat polițiștii aici astăzi? Să nu facem faptele. Așa, spune tu. Da. Pentru a ne preveni în cazul să fim mai atenți la traficul de persoane, la să nu ne lăsăm păcăliți. Da. Și ați luat o serie de materiale pe care cred că o să le consulta. Da? Așa. Și veți fi pregătiți. Acele materiale sunt sfaturi preventive, unde ei au ceva de învățat. Dacă le citesc cu atenție, cât de puțin acolo pot să înțeleagă. Sigur. Mai ales că le place și uniforma de poliție, da? Care și vor să se facă poliție și trebuie să știe cu ce se confruntă, da? Da, noi tocmai am stabilit o activitate cu doamna profesor și o să venim în viitor la proprietat la voi la școală și o să desfășurăm o activitate în adevăratul sens al cuvântului. Adică să găsim ceva după niște... O să găsim soluții optime la toate problemele voastre. Voi până atunci pregătiți problemele, da, și întrebări. Da, și noi vă oferim soluții optime, în sensul că abordăm toate domeniile de activitate pe care vă interesează, gen prevenirea furturilor de toate categoriile din mediul școlar și din afara mediului pe școlar, violențe, absolut orice, da? Pe voi ce v-ar interesa? Pe mine pui să mă apăr de cine? De infractor? O să-ți oferim și soluții la această problemă, da? Dar până atunci, aș vrea împreună cu doamna profesor să consultați aceste pliante, da? Pentru că sunt sfaturi pertinente pe care voi trebuie să le verificați în tocmai și dacă nu înțelegeți ceva, ne puneți întrebări, pentru că vă vom pune și câteva proiecții de filme documentare, da? Interesante și abordabile de voi la această vârstă mai fragilă, da? Și atunci o să discutăm în amănunt toate problemele. Ce să ne puneți întrebări pentru voi? Cine vă rog, mă ajută? Da, mai ales că tu ești băiat de procuror, ar trebui să ne mai înveți tu câte ceva, da? Vezi? Asta e importantă pentru tine. Facem schimb de experiență, mai întreb pe tati, da? Și facem schimb de experiență, da? Tu vii cu idei noi? Noi venim cu altele? Nu? Ia și ne înțelegem. Cine? Cum te numești? Dragomir Mihai. N-am înțeles nimic. Dragomir Mihai. Foarte bine, așa. Nu mai avem de la pe... Ați primit toți pliante? Da. Ce vrei din asta? Haideți, acum dacă voi ați interesat și v-ați bătrit, noi mergeți pe la celelalte standuri, da? Și întrebați colegii ce vă interesează. Mulțumim. Rolul pământului. Facem și așa ceva.